Iubiți frați și surori, știți că nu este sărbătoarea Paștelor astăzi, dar fiecare duminică, ziua întâi a săptămânii, este o sărbătoare a Învierii, pentru că duminica a devenit ziua de sărbătoare a Bisericii în fiecare săptămână datorită faptului că este ziua Învierii Domnului. Biserica primară se întâlnea în prima zi a săptămânii, care este duminica, pentru că în această zi sărbătoreau pe Domnul Iisus Hristos, cel înviat, cel viu în vecii vecilor. Niciodată nu putem sărbători prea des sau de prea multe ori învierea Domnului. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos, dar învierea și viața în general, sunt pietrele de căpătâi ale credinței noastre. Dacă citiți capitolul 15 din 1 Corinteni, care este capitolul învierii, pledoaria despre învierea morților, a apostolului Pavel, veți vedea că apostolul leagă adevărul învierii și problema vieții direct de credința noastră, de ceea ce credem, pentru că, spunea el, credința noastră este zadarnică fără înviere. Oamenii se adună pentru multe scopuri în lumea aceasta. Oamenii sunt în căutarea menirii lor, scopului existenței lor în lumea aceasta. Și vă aduc aminte că înțeleptul Solomon a căutat sensul vieții și a descoperit că ceea ce taie apetitul pentru viață, ceea ce îl disperă pe om, indiferent dacă e bogat sau sărac, dacă este rob sau slobod, până la urmă dacă este om sau dobitoc, animal, ceea ce creează această mare dilemă a existenței și a rostului vieții este moartea. Și concluzia lui Solomon a fost: totul este deșertăciune, nimic n-are sens, nimic n-are valoare, degeaba unul capătă știință, cunoștințe, ce mi-am pus mintea să descopere înțelepciunea vieții. Și până la urmă am dat seama că și lucrul acesta este deșertăciune. Toate posesiunile lui Solomon, toată priceperea lui Solomon, toată popularitatea lui Solomon, toată autoritatea și puterea lui politică au fost parte dintr-un mare pustiu, deșert, într-o totală lipsă de sens, pentru că asta face moartea. Dacă Domnul Iisus Hristos venea doar cu un nou set de principii și valori pentru existența noastră temporară, credința noastră era zadarnică. Veți spune, dar nu sunt principiile lui bune? Ba da. Dar nu este stilul de viață pe care îl promovează el bun? Ba da. Dar în momentul în care omul a intrat în moarte, și dacă moartea e neființă și e sfârșitul la tot ceea ce este posibil pentru noi, nu contează nici cum am trăit, nici cum n-am trăit. De aceea Pavel merge până la absurd și spune: dacă Hristos n-a înviat și dacă nu este o înviere a morților, noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii.
Pentru că măcar oamenii care nu cred spun să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri și nu vom mai exista. Măcar atâta să cucerim din viața aceasta. Și Eclesiastul vine în urma unei vieți de aventuri, de experiențe pe care le acumulează. Zice, nu mi-am oprit inima și viața de la nicio experiență a plăcerilor vieții. Le-am trăit pe toate. Pentru ca să văd dacă nu cumva vreuna din ele este cârligul de care mă pot agăța, ca să dau sens vieții mele. Frați și surori, motivul pentru care suntem aici, motivul pentru care venim aici de fiecare dată, motivul pentru care avem o Biblie în mâini, motivul pentru care cântăm, este că Iisus Hristos a înviat și Iisus Hristos este viu în vecii vecilor și pentru că și noi vom învia. Apostolul Pavel atacă în mod egal necredința în învierea Domnului Iisus Hristos, cât și necredința într-o înviere a morților, pentru că, într-un mod foarte perfid, ceea ce diavolul încearcă să facă, dacă nu poate să atace învierea Domnului Iisus Hristos și oamenii spun, Iisus Hristos a înviat din morți, spune, da, dar nu o să înviați voi. Și Pavel spune, dacă morții nu învie, înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Iată de ce Pavel prezintă învierea ca fiind evenimentul primordial al credinței. Fiecare crez se leagă de un eveniment. Peste două zile sărbătorim ziua independenței în această țară. Ori de câte ori vorbim despre națiunea americană, punctul de referință este 4 iulie. Uitați-vă la România. Ziua națională a României. Există ziua cuceririi independenței, ziua reunificării naționale. Evenimente, puncte de referință. Fiecare națiune în istoria ei are puncte de referință. Credința noastră are ca eveniment primordial, ca punct de referință, învierea Domnului Iisus Hristos. Știu că lumea prețuiește mai mult Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. E normal că e drăgălașă chestiunea. E vorba de un copilaș într-o iesle, e vorba de cadouri, e vorba de e bucuria copiilor. Dar din punctul de vedere al credinței, din punctul de vedere al eternității, punctul de referință, evenimentul primordial în care se ancorează credința noastră este învierea Domnului Iisus Hristos. S-au mai născut oameni în lumea asta, doar că și noi ne-am născut. Dar învierea Domnului Iisus Hristos este un act unic. Învierea este evenimentul primordial al credinței. Învierea este evidența primordială a credinței. Vă aduc aminte de predica lui Pavel din Areopag. Tulburat peste măsură de ignoranța atenienilor, care își ziceau înțelepți și deștepți. Văzând orașul plin
de zeități false. Dar tulburat în duhul lui, pentru că știa că în spatele acestor zeități false sunt idoli, sunt duhuri, sunt demoni care culeg închinarea oamenilor și care îi fac să intre în părtășie cu dracii, cum spunea apostolul Pavel în Corinteni. Le vorbește atenienilor despre Dumnezeu, Creatorul, Dumnezeu în creație. Le vorbește despre grația lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, care nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește oamenilor să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru lucrul acesta și despre care a dat o dovadă de netădăduit, incontestabilă, prin faptul că l-a înviat din morți. Alte cuvinte. Învierea este evidența primordială a credinței. Cred pentru că Iisus Hristos e viu și Iisus Hristos e viu pentru că a înviat din morți. Mărit să fie numele Domnului. Dar învierea este și eventualitatea primordială a credinței. Ce înseamnă eventual? În cele din urmă, credința mea merge către ceva. Credința mea nu se sfârșește odată cu moartea mea. Învierea este eventualitatea primordială a credinței. Da, eu cred că în viitor, dacă mă îmbolnăvesc, Domnul mă poate vindeca. Pot să cred și dacă aș muri, Domnul mă poate învia din morți. Observați, vă rog frumos, în învierea lui Lazar. Ceva foarte interesant. Atât Marta, cât și Maria, se vede că s-au vorbit între ele. A fost o discuție acolo și cu iudeii care le mângâiau și le încurajau. Și Domnule, dacă Iisus era aici, dacă nu întârzia, dacă apuca să vină înainte să moară Lazar n-ar fi murit. Doar l-am văzut de atâtea ori vindecând oameni în stare gravă. Dar învierea lui Lazar nu e prima înviere. Nu e prima minune de genul acesta a Domnului Iisus Hristos. Știți că a înviat pe fica lui Iair, știți că a înviat pe fiul văduvei din Nain. Învierea lui Lazar a fost un eveniment așa de popularizat, în primul rând datorită faptului că a avut loc foarte aproape de Ierusalim, în al doilea rând datorită faptului că acolo au fost prezenți informatorii preoților și fariseilor, despre care vorbea mai devreme fratele Raul. Agitatorii și informatorii. Noi românii trebuie să știm ce înseamnă asta, informatorii. Interesant, observa brother Raul că informatorii n-au nume. N-au nume. Când mi-am luat dosarul de la securitate să văd ce scrie în el, am observat că erau mai multe profile de oameni care m-au urmărit și m-au turnat. Și aveau nume interesante pe care nu le-am recunoscut. Nu știam cine e Nicușor, vă rog, nume conspirative. Puteam să mă internez, n-am vrut să știu cine e putare sau putare. Informatorii n-au nume. Acești informatori și acești agitatori au reușit să strecoare în inima și în mintea Mariei și a lui Marta că motivul pentru care Lazar a murit a fost
întârzierea Domnului Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos a plâns, au zis, într-adevăr l-a iubit, uite cât de mult l-a iubit, dar dacă îl iubea și mai mult, n-ar fi îngăduit să moară. Pe undeva în inima lui Maria și a Martei, există o credință în mai mult. Și spune, Doamne, dacă erai aici, n-aș fi, dar acum știu că și orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da. E un fel de, ai putere chiar și acum, dar nu îndrăznesc să spun, pentru că poate că n-ai să faci lucrul ăsta. Ar fi prea de tot să învie fratele nostru. Îți recunoaștem divinitatea, dar pe undeva e un pic prea mult să credem că ai putea să îl învii din morți pe fratele nostru. Și aici Domnul Iisus Hristos abordează problema aceasta într-un mod foarte direct și pe mai multe paliere. În versetul 23 spune, fratele tău va învia. Și Marta spune, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Și acum în versetele pe care le-am rostit împreună, versetele 25 și 26, spune, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Dragii mei, fără viață credința nu are sens. Fără viață credința nu oferă nimic. Fără viață, credința este o înșelătorie. Și toate promisiunile ei sunt false. Știți cât de departe merge Pavel în Corinteni? Spune, dacă Hristos n-a înviat și dacă nu este o înviere a morților, nu suntem nici iertați de păcatele noastre, nu suntem nici mântuiți, suntem morți în păcate. Și vai de noi și de eternitatea noastră. Fără viață nu este nimic. Și acum, pasajul din Ioan și alte pasaje din Scriptură ne vorbesc despre cinci forme de înviere despre care trebuie să știm. Cinci forme de înviere. Prima formă de înviere, pe textul citit, este învierea lui Lazar, un om care a murit și care este ridicat la viață. Motivul acestui gen de înviere este ca Hristos să arate că este Dumnezeu. Pentru ca Hristos să-și dovedească divinitatea sa. Acest mod de înviere are parțial și o formă de compasiune, dar este o formă de compasiune pe care nici eu nu mi-o doresc. V-am spus de multe ori în biserică asta că nu-mi doresc învierea lui Lazar. E o cruzime să vrei să mor de două ori. Moartea e urâtă. Dragii mei, moartea nu este un prieten. Eu știu că sunt tot felul de morți. Și niciodată n-am încercat să fac o deosebire între un gen de moarte și alt gen de moarte. Știu că noi ne-am închipuit moartea sfinților ca fiind o moarte cu zâmbetul pe buze, cu îngeraș zburând în jurul mortului, cu el rostind ultimele cuvinte de încurajare și respirând și cu o seninătate. Să știți că nu toate morțile sfinților sunt așa. Moartea Domnului Iisus Hristos nu a fost așa. Biblia spune că a fost schimonosit de durere, la nivelul la care îți întorceai privirile de la el. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost un torment, a fost un chin îngrozitor. Există sfinți care mor cu trupul sfâșiat de dureri.
Și să ne ferească Dumnezeu să rostim judecăți în ceea ce privește cum moare unul și cum moare altul. Nu toți mor ca patriarhii. Pe pat, cu toată familia strânsă în jur. Finalul vieții fiecărui om este o experiență unică pe care Dumnezeu în înțelepciunea și în atotputerea Lui o hotărăște în dreptul fiecăruia dintre noi, așa cum crede de cuvință. Învierea lui Lazar este un eveniment pe care Dumnezeu l-a creat pentru ca oamenii, fie ca un ultim semnal al divinității sale înainte de a-și oferi viața ca sacrificiu pentru mântuirea noastră. Ca oamenii să n-aibă scuze. Că vă aduceți aminte ce a făcut bogatul din pilda bogatului nemilostiv. Un alt Lazar stă la poarta lui. Amândoi au murit. Și bogatul și Lazar. Ascultați, când Lazar a murit, moartea lui Lazar a fost moartea unui om în praful drumului de la poarta bogatului. Moartea lui Lazar a fost moartea unui om înfometat, flămând. A murit flămând. Știți cât de mare nenorocire este să trăiești flămând și să mori flămând? Mi-aduc aminte de săracul, tata odată a venit de la biserică și numai ce au aflat că un frate a plecat acasă de la biserică, s-a așezat la masă, a mâncat împreună cu familia și a fost așa de bucuros că a stat la masă și și-a binecuvântat nevasta pentru că i-a dat să mănânce așa de bine. Și s-a așezat în sufragerie pe o sofă și în câteva minute a murit. Și mă rog, toți în casă l-au căinat pe sărac, ai săracul. Dar tata dintr-un colț zice, ferice de el, tata, zice că a murit sătul. Știți cât de îngrozitor este să suferi de foame? Probabil că nu știți, fraților. E o mare diferență între a-ți fi foame și a fi flămând. La toți ne e foame. Dar știm că în 10 minute ajungem acasă, deschidem frigiderul și e plin. Dacă nu avem nimic în frigider, ne ducem la magazin și îl umplem. La poarta acestui bogat stătea un amărât care nu se putea sătura nici măcar cu ce cădea de la masa bogatului. Mai binecuvântați erau câinii decât el. Și mai era și bolnav. A murit singur? O altă mare nenorocire, a murit să mori singur. Abandonat, a murit singur? Bolnav și flămând. Și Biblia zice că au venit îngerii și l-au dus drept în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. L-au îngropat și pe sărac, dar vă spun eu de ce nu spune că l-au îngropat. N-a avut înmormântare, l-au aruncat în groapa comună unde n-are nimeni nici nume, nici amintire. La bogat i-au făcut pompă. Dar a ajuns în chin. Ascultați, în iad nu se pocăiește nimeni. În iad nu se pocăiește nimeni. În iad nu se face nimeni mai bun. Unii cred că în iad bogatul a devenit evanghelist. Nu. Niciodată n-a fost mai perfid
și mai pierdut bogatul decât acum. Cât de rău a fost în timpul vieții. Acum, vă rog să înțelegeți, bogatul n-a ajuns în ea pentru că a fost bogat, ci pentru că a fost nemilostiv. Spuneți-vă, vă rog frumos, să intri și să ieși din casă, să intri și să ieși din casă și la poarta ta să stea un amărât. Să nu-i dai odată o farfurie cu ciorbă. Cât de nesimțitor poate să fie un asemenea suflet? Să știți că nimic nu-l umple mai tare de mânie pe Domnul Iisus Hristos decât o asemenea atitudine față de amărâți și față de nevoiași. Că se identifică cu ei. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri pentru acești neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. În momentul în care nemilostivul ajunge în iad, în chin, și cere o picătură, vrea să desfințeze iadul, că dacă are voie o picătură, are voie un pahar, are voie o căldare, are voie o conductă, are voie... Dacă e apă în iad, nu mai e chin, nu mai e iad. A vrut să desfințeze iadul. Mai rău, pentru că a zis, trimite-l pe Lazar să vină încoace, a vrut să creeze o cale de evadare din iad. Ori Avram i-a spus foarte clar, între noi și voi este o prăpastie care nu poate fi traversată. Păi dacă duhurile, nelegiuiții, păcătoșii, stricații lumii, poate să iasă din iad, să ducă în rai, n-a desfințat doar iadul că a dus apă în iad. A desfințat și raiul, pentru că raiul este locul unde nimic întinat și spurcat nu va intra. Dar ascultați, ceea ce vrea bogatul în chin este să-l desfințeze pe Dumnezeu, când spune, motivul pentru care eu nu m-am pocăit este că n-am văzut pe cineva înviat din morți. Dacă îl trimiți pe Lazar înviat din morți și îl vor vedea oamenii, se vor pocăi frații mei și nu numai frații mei, ci toți oamenii. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, că de aia era deranjat Raul mai devreme. Au văzut învierea lui Lazar, au văzut un om înviat din morți. Dar nu că l-au văzut, l-au văzut bolnav, l-au văzut murind, l-au văzut mort, l-au văzut înfășurat, l-au văzut băgat în pământ, în mormânt, în peșteră, în ce l-au pus. L-au văzut ieșind afară. Știți, cum a ieșit afară? Că zice că nu putea să meargă. Puterea lui Dumnezeu care l-a înviat, l-a ridicat și l-a pus la ușa peșterii. Așa putere are înviere. Și Domnul i-a spus, acum dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Unii au crezut. Știți cine au crezut? Au crezut cei care și dacă nu l-ar fi văzut pe Lazar înviat, ar fi crezut. Că doar i-a spus Domnul lui Toma, Tomo, ai văzut și ai crezut, ferice de tine, dar mai ferice de cei care n-au văzut și-au crezut. Însă e șocant să știi că sunt oameni care au văzut învierea unui mort prin puterea lui Dumnezeu și care tot n-au crezut. Știți că farisei spuneau că Hristos face toate minunile pe care le face cu puterea diavolului, puterea lui Belzebub. Este învierea lui Lazar. A doua înviere despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este învierea Domnului, învierea Domnului Iisus. Ei, de învierea Domnului Iisus Hristos vrem să avem parte, pentru că Hristos îl înviat numai moare. Cine are parte de învierea Domnului Iisus Hristos are parte de o înviere după care nu mai există moarte. Nu insist aici pentru că știți ce înseamnă asta. Învierea către viața veșnică, în trup de slavă.
Dar ca să ajungem la învierea Domnului, Biblia vorbește de o altă înviere. Vorbește despre învierea spirituală sau nașterea din nou, care este o altă formă de înviere. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 2, versetul 1, începând. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Care voi? Noi, care credem că suntem vii, suntem în viață. Voi erați morți. Cea mai periculoasă moarte nu este moartea fizică. Moartea fizică este o consecință a morții spirituale. Vedeți, când Dumnezeu a spus omului în grădina Eden, în ziua în care vei mânca, vei muri, omul nu știe ce înseamnă moarte. Omul nu știe ce înseamnă moarte. Și diavolul a venit și zis, nu este adevărat. Dumnezeu e gelos pe voi. Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Dumnezeu vrea să vă limiteze. Dumnezeu nu e sincer cu voi. Nu vă vrea binele absolut. Ia mâncați din pom să vedeți ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat când a mâncat omul din pom? S-au deschis ochii. O experiență interesantă, lucruri noi, aventuri noi. N-a murit, n-a căzut mort. Dar s-a văzut gol și ăsta a fost un lucru inconfortabil. I-a fost frică, nu numai rușine, i-a fost frică și s-a ascuns. Și Dumnezeu l-a căutat, l-a strigat, a spus, unde ești? Ce sunt gol? Mi-e rușine și mi-e frică. Și Dumnezeu zice, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care ți l-am interzis? Știi ce se întâmplase cu Adam și Eva? Muriseră. Când au fost dați afară din grădina vieții, pentru că erau morți. Când li s-a tăiat acces la pomul vieții, e pentru că erau morți. Muriseră. Și într-o zi au văzut moartea cu ochii. Au văzut mai întâi moartea altora. Și au văzut și moartea lor. Dar moartea fizică este doar o consecință a morții spirituale. Și Dumnezeu, ca să ne facă rost de înviere, mai întâi trebuie să rezolve cauza pentru ca să rezolve efectul. Are grijă de cauză înainte să aibă grijă de consecințe. Și rezolvă problema spirituală și ne întoarcem la Efeseni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, este vorba de învierea de ordin spiritual, este vorba de nașterea din nou. Dacă vă uitați la Ioan capitolul 3, unde Domnul vorbește cu Nicodim despre nașterea din nou și se leagă de pasajul citit la ora de rugăciune despre întâlnirea dintre Hristos și samariteancă, că adevărați închinători sunt cei în duh și în adevăr, spune că trebuie să vă nașteți din apă și din duh.
Pentru că Nicodim credea că trebuie să se mai nască o dată. Era vorba de o lucrare duhovnicească, spirituală, de o înviere de ordin spiritual, produsă de nașterea din nou. Deci, iată, am vorbit despre învierea lui Lazar, am vorbit despre învierea Domnului, am vorbit despre învierea spirituală, urmează învierea sfinților. 1 Corinteni, capitolul 15, spune că la cea din urmă trâmbiță vor învia sfinții care sunt în pământ. Este învierea sfinților. În Romani, în capitolul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, locuiește în noi, haideți să citim pasajul acesta din Roman, capitolul 8, de la versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i plac morții. Oamenii firești sunt oameni morți. Iată de ce odinioară ne lasă morții să-și îngroape morții și tot vină după mine. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Care sunt cele trei dimensiuni ale lucrării Duhului în viața oamenilor? Că sunt trei, vi le-am mai spus de multe ori, doar le menționez astăzi. Este mai întâi inspirația, când Dumnezeu folosește mintea omului, îi dă cuvinte pe care le rostește și nu neapărat le înțelege. David a spus, Domnul a zis Domnului meu. Vorbește despre doi domni. Cu alte cuvinte, acolo introduce noțiunea Trinității în predica, în cântarea pe care o cântă David și pe care o preia mai târziu Petru în ziua cincizecimii. Și mai sunt pasaje din Vechiul Testament unde se introduce noțiunea Trinității, fără ca oamenii aceia să aibă habar despre ceea ce vorbeau. Dar era o profeție venită prin Duhul Sfânt pentru oameni care n-au înțeles-o atunci, dar pe care noi astăzi o înțelegem. Este inspirația Duhului Sfânt, Duhului Hristos, care inspira să prorocească despre Domnul Iisus Hristos. Că vă aduc aminte că spunea famenul etiopian, când l-a ajuns din urmă Filip și a stat de vorbă cu el. Zice, eu citesc din Isaia 53, dar prorocul aici vorbește despre el însuși sau despre un altul? Și atunci a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Oameni însuflați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care vorbesc despre lucruri pe care nu le-au cunoscut și nu le-au știut, nu le-au înțeles. Ce spunea Balaam odinioară? Văd, dar nu foarte bine, e de departe, ca în ceață. O steară sare de niacu. Apoi, este metoda iluminării, prin care Duhul Sfânt luminează mintea omului să înțeleagă Scripturile, să înțeleagă adevărul și să-L primească pe Hristos ca Mântuitor și Domn. Și apoi Duhul își continuă lucrarea și este metoda instaurării, prin care Duhul Sfânt face din credincios locuința sa, adresa sa, templul său, în momentul botezului și umplerii cu Duhul Sfânt. Și aici Biblia spune, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Iată, consecința rămâne. Care este reversul? Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Cu alte cuvinte, eram morți și muritori. Am devenit vii și muritori. Și într-o zi vom fi vii și nemuritori. Și dacă Duhul celui ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său
care locuiește în voi. Dar învierea lui Lazar, învierea Domnului, învierea spirituală, învierea sfinților și a cincea înviere este învierea finală a tuturor oamenilor. Toate celelalte învieri sunt binecuvântări. Învierea lui Lazar totuși a fost o binecuvântare, pentru că surorile lui au fost mângâiate, mulți au crezut, alții și-au dat seama că în sfârșit Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A fost și un lucru negativ, că de acolo a început complotul final al fariseilor, dar putem noi să zicem despre prinderea, jertfa Domnului Iisus Hristos și moartea Domnului Iisus Hristos, că n-au fost altceva decât binecuvântări pentru noi, a fost o binecuvântare. Un pic controversată învierea lui Lazar. Hai să zicem doar că nouă nu ne trebuie. Nouă nu ne trebuie învierea lui. Ascultați-mă, moartea e un dușman. Moartea este urâtă. Moartea este teribilă. Ajunge să murim odată. Dar învierea lui Lazar este prezentată ca un lucru binecuvântat și pozitiv. Deși la moartea lui Lazar, vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos s-a înfiorat de două ori. Și s-a înfiorat pentru că a anticipat moartea sa. Învierea Domnului este categoric pivotul credinței noastre. Învierea spirituală este lucrul fără de care nu se poate vorbi despre eternitatea noastră cu Dumnezeu. Învierea sfinților este ceea ce așteptăm cu nerăbdare și cu mare credință și cu o dorință înflăcărată. Dar învierea finală este un asemenea blestem. Încât oamenii mai degrabă ar rămâne morți pentru totdeauna. Nici nu e numită înviere, e numită moarte a doua. Pentru că oamenii nu vor învia atunci pentru ceva bun. Biblia numește această înviere finalul unei așteptări înfricoșate a mâniei și a judecății lui Dumnezeu. Este învierea pe care nu o doresc nimănui, niciunuia dintre dumneavoastră. Iată de ce în această dimineață aș vrea să facem o rugăciune de laudă, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru învierea Domnului Iisus Hristos și promisiunea învierii și a vieții veșnice pentru fiecare dintre noi. Lăudat să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, aș dori să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem vii. Știți că mai important decât să ne fie trupul viu, este să ne fie sufletul viu. Și aceasta este o experiență reală, palpabilă, pe care nu ne poate nimeni contesta. Dacă ești născut din nou și dacă ești viu în Hristos în această dimineață, tu știi și ești convins de lucrul acesta, nu te poate contrazice nimeni. Nu poate nimeni zgudui și zdruncina crezul acesta din inima ta. Ai siguranța aceasta că ești viu în Hristos? Dacă da, să te binecuvinteze Domnul Iisus Hristos. Ei, dacă ai această încredere, 100% vei avea și încrederea că dacă trupul acesta se trece și moare, va avea parte din învierea Domnului Iisus Hristos. Și nu te vei teme de nimeni și de nimic. Vedeți, există credincioși încă
în mijlocul nostru, care au încredere în Hristos pentru viața aceasta. Aici vor sănătatea. Aici vor masa plină de hrană. Aici vor să le meargă toate lucrurile bine. Și când dau de greu, se îngrijorează și se îndoiesc de tot ce ține de credința lor. Ăștia sunt niște oameni nenorociți, pentru că și-au pus încredere în Hristos doar pentru viața aceasta. Un Hristos care îi vindecă aici acum, un Hristos care acum le poartă de grijă, un Hristos care, da, sigur că da, dragii mei, tot ce e bun în viața noastră e datorită Domnului, slăvit să fie El, tot ce e rău e din cauza noastră. Tot ce se întâmplă bun în viața noastră, lăudat să fie Domnul pentru asta. Dar, ca să filtrăm toate evenimentele vieții noastre prin prisma nădejdii pe care noi o avem în Hristos pentru viața aceasta, este o mare nenorocire, este o mare pagubă și este un Hristos fals. Nu că El nu ne dă binecuvântări aici. Nu că El nu ne vindecă aici, păi n-avem noi atâtea mărturii, dar adevăratul Hristos nu este Cel care ne rezolvă toate problemele aici, ci este Cel care ne rezolvă cea mai mare problemă, fără de care nu se poate, și anume problema eternității noastre. Știți care este problema eternității noastre? Că etern suntem, dar eternitatea noastră însemna condamnare și chin veșnic. Și Hristos, prin jertfa și învierea Lui, a rezolvat această criză și ne-a dat învierea și viața veșnică. Haideți să-L lăudăm, ne ridicăm în picioare, îi mulțumim și îl lăudăm pentru această binecuvântare, pentru această promisiune. Ne rugăm cu toții.